cei mai importanti oameni din conducerea Institutului Revoluției Române din decembrie 1989, domnul președinte Ioan Salu, director general Gheorghe Pascu, acum pe post de paparazzi Emil Cuteanu, secretarul general, domnul Emil Vlăsășan, Ilan Toader, în Colegiul de Conducere al Institutului Revoluției Române. Anul acesta se împlinesc 35 de ani de la victoria Revoluției Române din decembrie 1989. Dorim să prezentăm tinerei generații, așa cum sunteți domniile voastre, câteva aspecte legate de Revoluția Română din decembrie 1989 și, în mod evident, și de aici, din județul Hunedoara. Pentru județul Hunedoara voi rămâne eu, Gheorghe Pirțac, președintele Asociației Județene a Rămicilor Marșilor Eroilor Martiri, și pentru început îl rog pe domnul președinte Ioan Savu să prezinte comunicarea dumneavoastră sale. Bine v-am găsit! Am onoarea să fiu președinte al Institutului Revoluției Române, singura instituție din țara asta care mai poartă în titlu Revoluția Română din decembrie 1989. Sunt timișorean. Atunci, în 89, am avut 39 de ani, 3 copii. Unul din copiii mei, cel mai mare, fiica, era clasa 8-a. Și atunci, când se trăgea, vreau să vă spun că Timișoara s-a tras o săptămână. Am fost izolat de țară și de lume. Să știți că nimic în lumea asta nu se câștigă, așa, îți vine și spune cineva o insignă. Toate se câștigă cu jertfă, uneori cu mare jertfă. Au fost copii mai mici decât dumneavoastră și mai mari decât dumneavoastră, care au plătit cu sânge. Dreptul ca dumneavoastră să puteți sta oricum, îmbrăcați oricum, să nu conteze în ce poziție stați, a curs sânge pentru asta. Revoluția este un fenomen social dramatic de regulă, care duce la schimbări profunde la nivel social, politic, economic, spiritual, acolo se schimbă mai greu lucrurile. Revoluția Română a fost, după toate canoanele, după definiția de dicționar, dacă vreți, așa, s-a schimbat un regim politic, s-au schimbat relațiile economice și la nivel cultural și la nivel spiritual și la orice nivel au apărut schimbări profunde. Și totuși sunt, din nefericire, unii oameni care încearcă să maculeze acest moment de glorie luminos al istoria acestui neam. Și spun că n-a fost revoluție, a fost lovitură de stat. Păi, pe mine și 200.000 de timișoreni, cine ne-a scos în stradă, izolați de țară și de lume? Și de alte orașe, în Buzea și în Lugoj, în Arad, în Sibiu, în Alba, în Cluj, în București, la dumneavoastră aici. Cine ne-a scos? Putea să vină cineva, un agent, al nu știu care agenturi și să ne bate la ușă, să ne spună la ureche. Se putea întâmpla în mod practic așa ceva. Știți, asta e revoluția, rezultatul unor acumulări de nemulțumiri în sufletul nostru. Vreau să mai spun ceva. În 1956, în Ungaria, s-a întâmplat ceea ce ungurii spun Revoluția Maghiară de 1956. Acolo, de fapt, n-a fost o revoluție.
A fost o revoltă și au plecat, erau în cadrul unui sistem social socialist. În urma revoltei, tot socialism a rămas, comunism, dar au avut tăria să impună lumii sintagma Revoluția Maghiară din 1956. Și n-a fost. Și la noi a fost și totuși unii încearcă să arunce în derizoriu tot ce înseamnă valoarea acestui popor. Eu m-am întrebat de multe ori care au fost cele trei repere cele mai importante în istoria acestui neam care l-a făcut să dăinuiască, uneori despărțiți 1000 de ani în provincii diferite. Și am ajuns la concluzia că cele trei repere cele mai importante din scara de valoare au fost credința aceeași, limba aceeași și respectul față de lupta și jertfa înaintașilor, istoria. Pentru ca un grup social să fie puternic, plecând de la familie și până la nivelul unui popor, e nevoie să împărtășească același set de valori. Pentru mine și părinții dumneavoastră și cei mai în vârstă, dacă spun Decebal sau Mircea cel Bătrân sau Brâncuș sau Ștefan cel Mare sau George Enescu, înseamnă cam același lucru. Pentru mulți dintre dumneavoastră, repere de istorie, de cultură, de spiritualitate, nu înseamnă nimic. V-am spus că pentru a fi puternic un grup social, de la familie la popor, e nevoie să împărtășească același set de valori. Acum, exact aceleași trei repere sunt bombardate. De unii, și dumneavoastră, și eu, și toți, Părintele Dumnezeu Sănioraie zice că în fața lui Dumnezeu sunt răspunzători nu numai de propria ființă, ci și de ființa neamului în care ne-am născut, care a lăsat și ea de la bunul Dumnezeu. Deci se cuvine fiecare dintre noi să ne întrebăm și dumneavoastră ce rost avem, că am venit așa în lume măcar cum și fără niciun rost. Sigur, fiecare dintre noi avem un rost al nostru. Se cuvine ca acest rost al nostru să-l punem în slujba celorlalți. Două vorbe mai vreau să vă spun că în prima noapte la Timișoara au fost arestați 987 de oameni în ziua de 16, când oamenii s-au revoltat. Ne-au stropit cu apă rece în decembrie, 16 decembrie. Ne-au lovit cu bastoanele, ne-au împuls cu baionetele. Au tras duminică în noi, de duminică încolo, în fiecare zi. Ne-au închis oamenii, ne-au ars cadavrele împușcaților. Și totuși am ieșit din nou și din nou și din nou, în fiecare zi. În fiecare zi au intrat la disperare autoritățile statului comunist. Tot ce însemna autoritate publică a statului comunist era împotriva noastră. Nimic nu era alături de noi. Eram înconjurați de armată, au venit unități militare de blindate din mai multe părți. Vreau să vă mai spun numai că e important să existe coeziune și, la fel, să existe câteva valori în care să fim uniți. Am stat în genunchi 200.000 de oameni cu fața către catedrală și am spus, există Dumnezeu. Ca o descoperire în noi, am fost învățați în toată perioada comunistă că nu există Dumnezeu. Atunci am descoperit și am crezut în toată ființa. Și am spus Tatăl nostru. E important să avem în noi valori care propovăduiesc binele frumosul și folositor. Și să știți că rostul vieții este să facă viață. Oricine vă va spune altceva, vă întrebați. De multe ori viață nu știm încotro să optăm, că viața e un șir aproape nelimitat de opțiuni. Nu știm încotro să iei. Păi simplu, te întrebi, asta e pentru viață? Nu. Nu-i treaba mea. Asta propovăduiește binele frumosul și folositorul pentru ceilalți? Nu. Nu-i drumul meu. Deci e simplu, chiar dacă pare că e complicată, viața nu e complicată. Important să ai o metodă de a-ți trăi viața. Și să știți că nu e ușor. Pe fiica mea am găsit-o între focuri și între mașini care ardeau acolo în 17 decembrie după masă. Am înlemnit în fața Consiliului Județean acolo. Eram cu cumnatul meu. Probabil văzând disperarea de pe fața mea,
Tata era clasa 8-a. De ce te sperii? Că noi suntem copii. Era cu un băiat. Veneau de la fiul. Ce să vă spun? Există monstruozități care te cutremură. Important e să vă uitați la celălalt ca la un prieten, nu ca la un potențial dușman. Să găsiți în dumneavoastră capacitatea și voința de a vă uni în valori. Șansa a fost că noi am strigat atunci, există Dumnezeu, am strigat azi în Timișoara, mâine în toată țara. Din nefericire s-au auzit numai până la Lugoj. Lugojul care a ieșit în 20, după aia Buzea și Aradu și celelalte. Și aici dumneavoastră. E important să ducem mai departe ceea ce alții, de fapt viața e o ștafetă. Iei de la cei de înaintea ta, pui din bogăția sufletului tău și dai la cei de după tine. Important e să aduni valori în suflet, să ai ce să dai. Bunul Dumnezeu să ne lumineze pe toți, să ne înțelegem rostul și să ne facem menire. Sper ca tot ceea ce se întâmplă aici să aprindă un licăr de speranță pentru mai bine în sufletele domniilor voastre tinere. Acum îl invit pe domnul director general Gheorghe Pastu să prezinte comunicarea domniei sale. El este din Cluj. Din Cluj. În 21 decembrie 1989 și Cluj a ieșit odată cu, auzind ce se întâmplă în Timișoara, am ieșit în stradă. Vreau să spun că atunci nu ne gândeam niciun moment că oamenii care erau în fața noastră, respectiv militare, și noi făceam parte dintre militari înainte vreme, deci pe vremea aceea, toată tinerimea, inclusiv fetele, tinerii de la 19-20 de ani, era obligatorie armata. Și erau militari. Eu aveam 33 de ani atunci, la vremea respectivă. Nu ne-am temut de, nu ne-am speriat de armată. O să și vedeți, de fapt, în tot ce este acolo, în foaier, că la început au venit armata și noi discutam la început, negândindu-ne niciun moment că s-ar putea ca să fie o represiune sângeroasă. Au început, au tras, pentru simplu motiv că atunci s-a strigat libertate. Era un cuvânt atunci care ți se făcea să se ridice părul. Cum libertate s-o strigi în gura mare? Sau să cânți într-un grup neorganizat, într-un grup în centrul orașului. Era așa o chestiune că mă, putem să cântăm? Hai să cântăm, de exemplu, vreau să vă introduc, mă scuzați, să vă introduc în atmosfera momentelor de atunci. De asta fac această paranteză. Hai să cântăm Deșteaptă-te române. Vreau să spun că atunci nu știu, nu știam, adică am știut primele trei versuri și ne uitam unii la ceilalți neștiind să, ce să facem. Și atunci am cântat alt cântec, cel patriotic, hai să dăm mână cu mână. Și ne-am adunat mai mulți. Și vedeam că curg lacrimele participanților de emoția respectivă. A fost un moment extraordinar. Cu toate astea, armata, neînțelegând că noi nu eram dușmanii lor, n-aveam nimic de a face, ne-au adunat acolo doar informațiile că frații noștri din Timișoara sunt împușcați, omorâți pe străzi, în piețe. Și asta ne-a adunat pe noi acolo. Au trecut timpul. De-a lungul vremii vreau să vă spun că, de regulă, învingătorul întotdeauna scrie istoria. Istoria noastră, de la 89 încoace, e scrisă de niște istorici. Unii care au intenții absolut creștinești și oneste și sunt alții care de interese care nu sunt
proprii poporului român, încearcă să o ducă în altă direcție. Iar Institutul Revoluției Române nu face altceva decât vrea ca toate adevărurile care s-au întâmplat atunci să fie consemnate. Noi avem o bază de date, strângem dovezi și mai strângem dovezi de la cei care mai sunt încă în viață. Eu am fost împușcat cu două gloanțe în 89 în piață. Dar vreau să spun că atâta sânge am văzut, deși nu era foarte mult, dar în imaginație când vezi, că sunt oamenii jos și este un sângele se duce către canal, totul se amplifică. Iar noi la institut exact asta vrem să facem. Să spunem adevărul. Strângem dovezi de la cei care mai sunt vii, au participat. Dintre răniți, dintre urmașii celor decedați, dintre cei care, luptătorii care au fost alături de noi și ne-au ajutat și ne-au dus la spitale, s-au interesat de noi atunci. Această unitate. Se pare că de-a lungul vremii unitatea asta a fost absolut extraordinară în primii ani de după Revoluție. Odată cu trecerea timpului s-a diminuat acest... Pe mine ce mă doare este că în ceea ce se predă în școli nu este cuprins. Se încearcă acum ca să fie, pentru că este istoria trăită, recentă, unde ar trebui să aveți acces la ea și să o cunoaște, să știți ce s-a întâmplat, ce a fost înainte, ce este acum și evoluția de-a lungul vremii. Ori, cred că interesul nostru major este ca generațiile viitoare să fie informate și să știe. Poporul român n-a fost un popor laș. Atunci, și nu este, da. Când a trebuit, a știut să se ridice pentru libertate și pentru demnitate. Eu vă mulțumesc că atât am avut să vă spun și să vă rog ca să fiți aplecați către această materie, istoria românilor, istoria României. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul președinte, pastor, și Clujul, iată, a fost în miezul evenimentelor din perioada respectivă. Și uite că facem un periplu prin țară, este rândul Sibiului, care și el a avut un rol important, și îl rog pe domnul Dan Toader, membru în Colegiul Institutului Revoluției, să prezinte comunicarea domniei. Vă mulțumesc că ne onorați cu prezența dumneavoastră. Poate ar trebui să încep cu ceea ce poate fi esența celor dobândite prin Revoluția din 1989 de către toți cei care atunci au ieșit în stradă și au demonstrat împotriva dictaturii. De generația părinților voștri au avut un act de curaj atunci la nivel național în data de 21. Trebuie să spun neapărat că Revoluția, așa cum a spus domnul Ioan Sabu de la Timișoara, a început în data de 16. Subliniez ceea ce dânsul spune întotdeauna, dar din păcate puțin înțelegem că în 16, 17, 18, 19, 20 decembrie, da? Timișoara a fost singură împotriva întregii dictaturi. Ceaușescu și-a trimis oamenii, și-a trimis primul ministru, și-a trimis armata, i-au împușcat, i-au bătut, i-au arestat, au făcut lucruri groaznice. În 21 abia, dar totuși, în 21, țara s-a ridicat. Adică, multe orașe mari, Clujul, Sibiu, Brașovul, Bucureștiul, da? Și altele, că sunt prea multe ca să număr cei la dumneavoastră. Deci, țara a răspuns, pentru că s-a auzit, s-a înțeles, s-a confirmat faptul că grozăvia care se întâmpla la Timișoara era de neacceptat. Și toată țara a vrut
ceea ce de fapt s-a și dobândit, și anume libertatea. Acum, libertatea este ceea ce e fructul de care vă bucurați dumneavoastră în ziua de astăzi. E destul de greu de înțeles cât e de valoroasă dacă nu ești lipsit de ea. Deci pentru generația noastră și a părinților voștri, care am avut zeci de ani de opresiune, să zicem, și de limitări în dictatura comunistă, în care multe lucruri, nu o să vi le spun acum, că le cunoașteți multe, erau limitate, erau oprite, erau blocate, deci destinul tuturor era gestionat de forțele sistemului. Deci toate acestea au dispărut din fericire odată cu Revoluția, deci după Revoluție, și dumneavoastră aveți acum libertatea de care noi suntem mândri că voi vă bucurați și sperăm să o folosiți cum trebuie. Pentru că asta înseamnă să aveți curaj. O să vă spună colegul meu de la Timișoara, Vlădesan, ce înseamnă aspectul acesta. Revin la un lucru mai puțin observat, dar esențial, în legătură cu Revoluția. Poporul nostru, după ce tancurile rusești în anii 40 și ceva, deci în deceniul între 40 și 50, au impus regimul comunist, a trăit până în 89 în acea dictatură, în acea dificultate. Zeci de ani de umilință, de mare greutate pentru popor. Elita, după cum știți, a fost executată fizic în pușcării în anii 50. Au fost mulți deportați, mulți trimiși în exil, mulți decimați în închisori. Deci ce a avut țara mai bună a fost călcată în picioare ca să poată fi înlocuit pe urmă de oamenii puși de comuniști. Deci am avut niște zeci de ani de suferință națională, de dificultate pentru întregul popor. Ei, lucrurile astea au fost cumva repuse pe făgașul corect și am ridicat capul ca popor, deci ne-am redobândit demnitatea. Știți fiecare dintre dumneavoastră că dacă cineva ne jignește sau ne limitează sau ne pune într-o situație dificilă, nu ne simțim confortabil, nu e regulă, simțim o nemulțumire, o revoltă. Așa a fost întregul popor timp de zeci de ani, deci ținut sub capacul sistemului comunist. Deci recâștigarea demnității a fost plătită, din păcate, scump, cu sângele celor care atunci au căzut în orașele țării, începând cu Timișoara, și toți acești oameni au murit între noi. Deci dacă noi am trăit și suntem acum aici, este rodul întâmplării, poate. Puteam fi unii dintre cei care atunci au murit. Asta nu e relevant decât din perspectiva faptului că nici noi, nici alții nu ne-am dat înapoi. Deci unii au căzut dintre noi și noi am rămas ca să ne cerem mai departe drepturile și să facem de fapt ceea ce trebuie, să readucem poporul pe drumul cel bun. Acum despre Sibiu câte ceva. Sibiul a ieșit în stradă în data de 21 decembrie. Dimineața. Au venit coloane de muncitori, s-au întâmplat niște lucruri, au fost confruntări cu forțele de ordine, au venit cu mașini, cu bâte, au arestat o parte dintre primii manifestanți. S-a oprit pentru moment zona de în care s-a început revolta. Cei care au rămas s-au refugiat undeva într-o piață, care acum se numește Piața Mare, și în centrul Sibiului. Și acolo au fost aduse trupe de miliție, de armată și de pompieri. Protestatarii, demonstranții din piață au cântat Deșteaptă-te Române, au făcut o horă a Unirii, deci au demonstrat, deși erau forțele acolo și se încercau intimidarea și oprirea manifestației. Una din mașinile de pompieri aduse ne-a stropit cu apă, deci jeturi de apă rece în decembrie, mă rog, pentru intimidare și pentru alungarea noastră. Atunci nu am știut, am aflat ulterior, că la comanda uneia dintre mașinile de pompieri, că cred că au fost două atunci,
era un ofițer care a ordonat șoferului să intre cu mașina în mulțime. Deci să ne calce, să intre cu mașina. Soldatul care era șofer a refuzat ordinul. A fost împușcat pe loc atunci. Am aflat o zi. Deci au existat eroi și de partea cealaltă. Nu se cunoaște totdeauna acest lucru. În Sibiu au fost 99 de decedați. 273 de răniți, între care și mama mea. Bun. Aș putea să mai adaug câteva cuvinte despre rolul Institutului Revoluției. Deși timpul a trecut și 35 de ani sunt mulți, dintr-o perspectivă a istoriei și a așezării lucrurilor într-o rânduială care să ne permită să înțelegem lucrurile de atunci, se pare că timpul e scurt. Toți istoricii ne spun că e prea devreme ca să înțelegem ceea ce s-a întâmplat atunci, pentru că încă ne emoționează, încă fierbem, încă simțim puternic. Cu toate astea, până suntem încă vii, până când dintre noi mai sunt rămași unii care mai pot depune mărturie pentru zilele acelea, suntem cumva datori față de dumneavoastră, față de cei care atunci au murit chiar, să amintim câte ceva din cele făcute atunci. Institutul Revoluției are acest rost. Institutul Revoluției n-a fost înființat, cum se aude uneori, de președintele Iliescu. El a fost înființat printr-o lege dată de Parlamentul României și primul său președinte a fost președintele Iliescu, într-adevăr. Dar Dânsul a avut o funcție onorifică, iar institutul are o activitate de sine stătătoare care deja are o vechime de, ne apropiem de 20 de ani, da? Chiar o să avem, este un an aniversar la noi la institut, din perspectiva aceasta. Ne bucurăm că de-a lungul timpului la institut o seamă de cercetători au reușit să scrie lucrări de valoare, din păcate mai puțin cunoscute, pentru că institutul a fost blamat. Există forțe care doresc să se creadă, dumneavoastră chiar să credeți, că asta e cel mai important, ce credeți dumneavoastră, nu ce credem noi. Noi deja suntem cu părerile noastre, cam așa vom rămâne probabil. Important este ce părere veți avea dumneavoastră despre revoluție, despre institut, despre ceea ce înseamnă lucrurile astea. Și unii încearcă să facă o diversiune, să mute lucrurile, deci ceea ce amintea domnul președinte Ioan Savu, să se încearcă să se inoculeze ideea că a fost o lovitură de stat. Eu vă întreb cu simplitate, este un argument care vă ajută, cred că pe toți dintre cei care sunteți aici, să înțelegeți că, de fapt, data de 21 decembrie, am ales 21 pentru că înainte de 22, care a fost victoria Revoluției, da? În 22, dar în 21 nu era nicio victorie. Erau doar morți peste tot. Nu se știa dacă va fi 22. În 21 nu se știa ce va fi. Erau doar morți și armata încerca să ne suprime peste tot. Da? Și știam, avea morții deja, între noi. Da? Deci 21 este ziua care, deși trece nebăgată în seamă, poate e cea mai relevantă pentru Revoluție, pentru că această zi a demonstrat că țara, nu doar Timișoara, care deja de mult era liberă, da? Liberă, în 20, nu? Domnul Savu? Deci în 20, Timișoara era într-o altă lume. Își făcuse, își cucerise libertatea. În 20. Ne-am declarat oraș liber de comunism. În 20. Bun. Totuși, în 21, țara a reușit să se ridice și să rămână ridicată pentru libertate, pentru demnitate, pentru tot ceea ce avem astăzi. Și vă întreb pe dumneavoastră, așa cum a spus și dânsul, puteau niște agenți și niște spioni, niște nu știu cine, să ne scoată zeci de mii de oameni, sute de mii de oameni la nivel de țară în stradă, ca să murim acolo pentru că agenții ar fi vrut asta? Deci putea fi asta o manipulare de acest tip? Nu cred, da? În plus, se mai spune că președintele Ion Iliescu a dat lovitură de stat împreună cu alții, tot felul de emisiuni la televizor. Au o mare importanță, au o mare doză de adevăr, dar vă rog să le priviți dintr-o perspectivă a ansamblului. În 21 decembrie,
Nimeni nu învinsese, nu se știa ce va fi, da? Era revoluție, nu putea fi o lovitură de stat în 21, că n-avea cine să o dea. Noi și cei care au murit ne-am fi bucurat să fie o lovitură de stat. Pentru că ne-ar fi scutit de toată jertfa. Deci ar fi fost o cale mult mai onorabilă pentru poporul nostru de a repune istoria pe făgașul cel drept printr-o lovitură de stat. Pentru că autoritățile de atunci, dintre cei care, Stănculescu și alții care erau în poziții de putere, ar fi putut să-l aresteze pe Ceaușescu, să ia puterea și să întoarcă lucrurile. Pentru că era ultima țară din blocul de est, din pactul de la Varșovia, dintre țările comuniste, care încă nu schimbase foaia. Da? Și deci cei de aici, de la noi, puterea pe care l-am conjurat, cercul de putere cu care conducea Ceaușescu, puteau să se dezică de acesta și fără să fie nevoie de o sângeroasă transformare și dobândirea libertății, să trecem ușor și cinstit și corect și din toate punctele onorabile, cum au trecut și celelalte țări. Dar n-au avut curajul să-l înfrunte pe Ceaușescu, n-au avut tăria să facă asta și s-a ajuns ca să plătim noi, poporul, da, lipsa de curaj a autorităților comuniste, de fapt. Totuși, dacă ele aveau curaj și dădeau lovitura aia de stat, ce bine era. Dar n-au dat-o. N-au dat-o. A trebuit să murim noi. A trebuit să facem tot ce am făcut ca să ajungem într-o poziție în care a fost chemat în 22 decembrie, când țara deja era victorioasă. Da? Când poporul deja era stăpân peste tot, când armata fraternizase, când nu mai era nicio urmă de îndoială că poporul își redobândise libertatea și puterea. Deci în acele momente a fost chemat Ion Iliescu la televiziune. Nu se știa că au fost mulți chemați la televiziune. Deci nu era numai domnul Iliescu, era plin acolo la televiziune, ați văzut filmări, plin de oameni, erau importanți, nu erau oameni oarecare acolo. Au venit oameni importanți. Cine ar fi știut atunci că poate Iliescu rămâne sau nu rămâne? Vă spun asta pentru că se leagă de revoluție, de lovitură de stat, Iliescu, nu știu ce. Deci nu se știa în momentul ăla că Iliescu va fi sau nu va fi președinte. Nu se știa că era un plan a cuiva, o fi fost. Da? Deci tot ce v-am spus poate vă ajută să înțelegeți că, de fapt, revoluția a făcut-o poporul, că părinții voștri sunt cei care au reușit să repună țara într-o zonă de libertate și că acum țara va aparține și urmează voi să hotărâți ce este bine pentru țara noastră. Vă mulțumesc! Domnule Emil Gădeșan, vă rog prezentați comunicarea domniei voastre. Dânsul a fost la Revoluție în Timișoara, iar acum este tot într-un oraș revoluționar, în Cluj. Vă salut cu drag, mă bucur că vă văd și că sunt aici la Deva, la oraș drag mie, în virtutea unor relații de prietenie cu niște oameni extraordinari de aici, în perioada studenției mele din Timișoara. La Revoluție aveam vârsta voastră. Eram un an, doi mai vârstă decât voi, un adolescent destul de indisciplinat. Toată viața mea nu mi-a plăcut să fiu un element încolonat, nu cred în oamenii încolonați. Întotdeauna am avut senzația că cei care stau așa în rând, mai mult sau mai mult, mai mult sau mai puțin, sunt niște elemente mediocre. De aceea vă recomand tuturor să fiți curajoși, să aveți personalitate, să aveți demnitate și să nu stați la sfaturile unora sau altora, indiferent cine sunt, încolonați. Pentru că în momentul când intri în coloană, îți pierzi identitatea, îți pierzi personalitatea, îți pierzi ceea ce este al tău. Deci, curajul, când spunea camaradul de la Sibiu, Dan Toader, că o să spun despre curaj, mă rog, în fine, îmi place să vorbesc despre curaj, pentru că am fost practicantul unui sport de performanță care implică foarte mult curaj. Am fost întotdeauna un om curajos, mergând până la, de multe ori lumea zicea că e așa și așa băiatul ăsta. Dar este important curaj, să aveți curaj. Revoluția este un act de curaj.
nimeni, absolut, n-ar fi putut ieși în fața gloanțelor. Noi am îmbrăcat în 89 cămașa moți. Eu fiind clujan, eu sunt clujan, am ajuns în 1987 făcând sport de performanță la Timișoara. Și vreau să vă spun că am găsit, cu toate că știam toate orașele române, am găsit un oraș cu totul special în 1987 la Timișoara. Timișoara era altceva. Era desprinsă dintr-o altă lume. Nu întâmplător, la Timișoara a început Revoluția. Dorința de libertate, spiritul liber al timișorenilor, faptul că erau foarte aproape de granița cu fosta Iugoslavie, care sunteți preocupați așa de istorie. Fosta Iugoslavie, chiar dacă în blocul comunist, președintele mareșalul Tito a lăsat poporul din fosta Iugoslavie să plece liber. Și aveau un spirit liber. Timișoara avea acel spirit liber. Eu nu duceam rău financiar. Eu aveam, făcând sport, tot ceea ce îmi dorea pentru acea vârstă. Absolut tot, din punct de vedere financiar. Dar n-am putut concepe să trăiesc în acea mocirlă morală, în acea lașitate generalizată, în care trebuia să spui că e negru dacă era alb, trebuia să mimezi că iubești pe cineva cu toate că nu-l iubeai, că crezi în anumite valori cu toate că nu credeai, nu puteam să stau într-o societate în care nu aveai posibilitatea să ieși în afara granițelor țării, nu aveai posibilitatea să ai cea mai mică referință, nici măcar în glumă, despre Partidul Comunist, despre sectorist, milițianul sectorist, despre oricine care era slugoiul și unealta fostului regim. Aceste lucruri au dat imbold poporului român și timișorenilor inițial, care am ieșit din data de 16, când spunea camaradul Savu, care era un om matur atunci, vă repet, eram un copil foarte curajos și nimic mai mult, care credeam în valorile libertății și în care vă rog din suflet să credeți și voi și să continuați această luptă pentru libertate. În momentul în care o societate sau un om își pierde libertatea, nu mai înseamnă nimic. Să luptați pentru libertatea voastră, să luptați pentru libertatea societății și să luptați pentru libertatea poporului și țării. Noi am făcut o revoluție în 1989, mie mi-a murit camarad lângă mine, Vasile Balmoș, colegii de club, căruia an și an de zile am făcut alături de un alt camarad al nostru care este în viață și prieten, foarte mare culturist și poate cel mai mare promotor de culturism din România, Florin Todorescu, am organizat mereu Memorial Vasile Balmoș în cinstea unui erou care a căzut la revoluție, a cărui cadavru a fost incinerat la crematorul Cenușă. Pentru că ceea ce nu s-a spus aici, aceste unelte ale acelui regim au avut meschinăria dusă până la paroxism, încât acei morți tineri, puteam fi eu, probabil, lângă mine, i-au luat de acolo din piața din Timișoara, i-au dus și au incinerat în București, în județ, aproape de București. În momentele în care nimeni, absolut nimeni, nu era alături de noi, am dus până la capăt acel curaj despre care vorbeam. Am avut nebunia și puterea de a crede că putem fi liberi chiar dacă rămânem noi, Timișoara. Pe data de 20 decembrie 1989, revolta populară, din punct de vedere istoric, a trecut la o nouă etapă, la revoluție, din punct de vedere domnul Fircac și dânsul știe care istoric, în momentul în care există niște revendicări clare, politice, cu un program politic, Frontul Democratic Român, ca prim partid în ilegalitate, am lansat prima proclamație de la Timișoara, proclamația Frontului Democratic Român, care a fost citită de la balconul Operei din Timișoara, în fața 200.000 de oameni. Așa cum spunea camarazii, cum spunea camaradul Sav, cum spuneau camarazii mei, am declarat Timișoara oraș liber de comunism și oraș care nu se va mai întoarce la comunism niciodată decât cu toți oamenii de acolo din fața noastră morți și cu mai mulți. Orașul ăsta a fost luat exemplu ulterior de celelalte orașe, Cluj, Sibiu,
Brașov, București, la dânsul la domnul Fiețac aici și Caransebeș și alte orașe care au ieșit să apere ceea ce noi propovăduiam ca și schimbare a unui regim. Deci este o revoluție din toate punctele de vedere istoric, moral. Fiți mândri că aparțineți unui popor care a avut curajul să înfăptuiască o revoluție, că de la Revoluția 1948 până la Revoluția asta modernă, Revoluția secolului trecut, în România nu mai a avut loc nicio revoluție. Deci o revoluție autentică, înfăptuită eminamente și exclusiv de către poporul român. Nu întâmplător se încearcă demonetizarea și minimalizarea acestui eveniment în ideea că poporul român nu este capabil să înfăptuiască asemenea acte, pentru că există și azi, cum a existat întotdeauna, extrem de multe țări, mai mult sau mai puțin, prietene, unele chiar foarte prietene, în ghilimele, care nu vor să ne vadă și nu văd în poporul român decât unelte de lucru, piață de consum și este perfect să știe în mentalul lor, românii, că sunt incapabili. Nu sunt buni de nimic. Nu, suntem un popor genial, curajos, chiar genial, genial. Și de voi trebuie să duceți mai departe această revoluție. Noi am început o revoluție. Au fost câțiva ani, mulți, zeci de ani în care s-a băltit oarecum. Nu se știa. Acum eu simt că generația voastră, așa cum am simțit că va fi revoluție, eu am simțit că va fi revoluție. Așa simțeam. Eu simt că generația voastră și cea care urmează veți face o nouă revoluție. Una poate la fel de demnă și cu aceeași însemnătate. Veți face revoluția redeșteptării naționale. Pentru că România... România nu întâmplător a fost aruncată în acest haos mental și moral și s-a bătit în tot ceea ce înseamnă nespirit național, nespirit patriotic. Fără patriotism, și începe, fără curaj, fără dragoste de țară, adică fără patriotism, nu poți clădi nimic. Nu poți clădi o familie, fără Dumnezeu, cum spune camaradul Savu, nu poți clădi o comuniune, nu poți clădi o națiune. Curaj, patriotism și demnitate. Voi o să faceți și o să vedeți că așa se va întâmpla și generațiile care vin, o nouă revoluție, revoluția redeșteptării naționale. În așa fel încât România, România să fie a românilor și România să fie gestionată în interese românești, nu în interese străine. Vă mulțumesc foarte mult! Vorbesc acum în dublă calitate, aceea de om prezent la Revoluție, din balconul actualei prefecturi atunci și se spunea Palatul Culturii, eu am fost cel care am proclamat județul Hunedoara liber de comunist când mi s-a spus și s-a anunțat că Nicolae Ceaușescu a fugit, dar noi am ocupat sediile celor două instituții înainte de a pleca el de pe clădirea Comitetului Central. Cea de-a doua perspectivă este cea de istoric. Cărțile care le vedeți acolo sunt scrise de mine. Sine ira et studio. Deci, fără ură și părtinire. Și am considerat că istoria recentă trebuie pusă în valoare. În județul Hunedoara, opoziția puternică față de Nicolae Ceaușescu a început în seara zilei de 20 decembrie, când un grup de 5 tineri, aproximativ de vârsta domniilor voastre, poate un pic mai mari, condus de Stoica Marius, astăzi stabilit la Londra, au ocupat sediul Comitetului Orășenesc de Partid și sediul miliției, au scos tablourile cu Nicolae Ceaușescu și toate lucrările congreselor și operele lui Nicolae Ceaușescu, le-au pus în fiecare instituție în mijlocul camerei și au dat foc. Bineînțeles că în felul acesta s-au distrus și mobilier și alte obiecte care erau acolo. Au fost urmăriți și în seara zilei de 20 decembrie au fost arestați și duși la Petroșani.
unde au fost anchetați, bătuți. Erau băieți cu toții, au fost puși pe mesele de tortură, bătuți cu bastoanele la tălci și cu creioanele la testicole. În dimineața zilei de 22 decembrie au fost duși tunși la chelie toți, pregătiți să fie aduși la penitenciarul de la Bârcea. Stoica Marius a întrebat, dar de ce ne tundeți? Pentru că vă ducem la Bârcea și s-ar putea ca pe drum să evadați și atunci e nevoie să vă împușcăm. Totuși au renunțat, nu se știe din ce motive să îi mai ducă și după ce s-a anunțat victoria Revoluției Române din decembrie 1989, aceiași oameni care i-au torturat, să trăiți domnul Stoica, i-au luat, i-au pus pe fiecare în câte o limuzină, deci 5 limuzine și i-au dus înapoi la Uricani. Ca să nu spunem că miliția din Uricani, mamele a 3 dintre ei au fost arestate și puse să facă curat în clădirea Comitetului de Partid și a Miliției. Milițienii stăteau acolo și spuneau, fireața e dracului să fiți, dacă n-ați fost în stare să vă educați copiii, acum spălați, spală tu, firea dracului de putoare. Așa s-a întâmplat. Ziua de 21 decembrie, mă pomenesc un nume, Tâmplărescu Carmen, este medic acum la Lupeni, era studentă la medicină la București, la sala Dales a fost arestată, dusă la Văcărești, are certificat și de reținută și de rănită, pentru că la Văcărești a fost, cu ceilalți arestați, bineînțeles, bătută, reținută, evident, pe baza certificatului de cameră de arestare și rănită tot pe baza certificatului medical. În seara zilei de 21 decembrie au avut loc confruntări cu autoritățile în municipiul Deva, municipiul Hunedoara, municipiul Răstie și la Petroșani. La Deva a fost confruntarea ceva mai aprigă. Ea s-a desfășurat în cartierul Micro 15, acolo a fost inițiat. Și forțele de ordine au mers cu dispozitive de soldați ai miliției și de la armată, i-au împrăștiat și au ajuns până lângă hotel Deva, unde au fost 5 sau 6 dintre ei arestați și depuși în beciurile inspectoratului județean de poliție, după ce fusese răduși la municipiu. Comandantul de la miliția municipală a refuzat să-i primească, mințind că este plin arestul cu frontieriști, aceștia erau cei care încercau să treacă granița fără acte și erau arestați, dar nu era adevărat. Mai târziu, spre cinstea lui, atât cel care a condus dispozitivul din Micro 15, comandantul ei, milițian, și comandantul miliției municipale au avut onoarea să dea declarație pentru a depune această declarație la oficialitățile române. Poftiți, domnul coleg, luați loc. Și în 22 decembrie a izbândit practic de plin Revoluția și în județul Hunedoara, așa cum am spus, în municipiile Deva, Hunedoara, Petroșani, Orăștie, autoritățile la fiecare dintre aceste localități au fost alungate înainte ca Nicolae Ceaușescu să părăsească sediul Comitetului Central. Sigur că ar mai fi foarte mult de spus. Eu am încercat să punctez, să zicem, 3 momente poate mai semnificative. Dar, iată, vedeți acolo imaginea aceea, este din balconul Palatului Culturii, actuala prefectură. La intrare se vede manifestul publicat în Cuvântul Liber, ziarul Drumul Socialismului, cum se numea ziarul județean
la vremea respectivă s-a transformat în Cuvântul Liber și am publicat manifestul Consiliului Județean al Frontului Salvării Naționale, prin care arătam că, de fapt, în tot județul Hunedoara, puterea a fost preluată ad hoc de noi, de revoluționari, așa ni se spune nouă, celor care am fost prezenți acolo în decembrie 1989, în primele rânduri. Sigur că unii o spun la modul admirativ, alții o spun la modul peorativ, dar eu personal mă mândresc cu faptul că am fost acolo, că am participat la Revoluția Română din decembrie 1989, am 70 de ani, dacă din nou ar trebui să fac așa ceva, la fel aș face. Și m-am născut. Și m-am născut a doua oară, odată cu Revoluția Română din decembrie 1989. Fiind istoric, lucram la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva. Pentru ca un absolvent de istorie să poată să se prezinte, să susțină examenul de doctorat, era nevoie de aprobarea biroului Comitetului Județean de Partid, adică erai corespunzător din punct de vedere ideologic. Iar faptul că regimul comunist a fost înlăturat și a venit un nou regim democratic a deschis și această posibilitate. Sigur, trebuie să fac această precizare pentru că auziți foarte multe în mijloacele de informare legate de diverse moduri în care astăzi unii își susțin doctoratele. Ca să nu credeți că sunt fariseu și prefăcut, chiar am făcut o emisiune la Servus Hunedoara TV, la Cultură și Istorie, emisiunea pe care o realizez, în care am tratat această problemă a doctoratelor date fraudulos și a celor care sunt susținute la modul cinstit. Și cei care au susținut la modul cinstit, cel puțin în județul Hunedoara, sunt mult mai mulți decât cei care l-au obținut fraudulos. Dar, sigur, presa, pentru că am fost 4 mandate deputat, au încercat să găsească o chichiță, să zicem, crezând că mi-am susținut doctoratul în timp ce eram deputat, am reușit să fac acest lucru înainte de a deveni parlamentar la Universitatea Babeș-Bolyai cu academicianul Camil Mureșanu. Și probabil că mărturie pentru dragostea mea față de istorie și față de cercetare stau și cărțile pe care le-am scris. Eu vă îndemn, așa ca toți ceilalți antevorbitori, să cunoașteți pe cât puteți și pe cât vă interesează ce s-a întâmplat în decembrie 1989, care este semnificația Revoluției. Foarte mulți cred că Revoluția înseamnă că a scos vardistul pistolul și a tras și că se trag focuri de armă. Nu, Revoluția înseamnă schimbarea unui regim cu un alt regim din perspectivă economică, politică, socială și așa mai departe.